Dorel e din nou de neoprit. O macara s-a prăbușit astăzi peste o mașină în curtea unei firme din Cluj-Napoca, iar dauna a fost totală. În filmarea postată pe o rețea de socializare se vede cum mai mulți muncitori lucrau la demolarea unei macarale aflate în curtea unei foste fabrici din zona industrială, de pe strada fabricii de zahăr. Oamenii au început demolarea chiar de la bază și atunci când au tăiat un picior al utilajului, macaraua dezafectată s-a prăbușit. Victima a fost un autoturist Dacia Logan, care era parcat în apropiere. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului. Poliția s-a autosesizat în acest caz și s-a deplasat la locul accidentului. Potrivit oamenilor legii, însă, firma care s-a ocupat de demolare și proprietarul mașinii avariate s-au înțeles pe cale amiabilă, astfel încât, în acest caz, nu va fi deschisă nicio anchetă.